Parfumuri de iarnă, în sfârșit a venit vremea să discutăm și despre acest subiect. Mi-a cerut acest clip, l-am filmat, nu mi-a plăcut ce a ieșit, am șters tot și zic lasă că refilmez într-o zi, două, trei și au trecut două, trei săptămâni. Dar oricum a venit iarna, sunt temperaturi cu minus, abia acum consider că a venit iarna, sunt temperaturi cu minus afară. Și hai să trecem, parfumurile sunt aceleași, nu am scos alte parfumuri, n-am uitat despre ce am discutat atunci, doar că pur și simplu nu mi s-au legat vorbele, nu eram în cea mai bună condiție. Acum să zic că I'm feeling better, sunt alta eu. Da, încep cu You To Do de la Estée Lauder, un mamaistic. Nu vă supărați pe mine că spun asta, sau puteți să vă supărați, faceți ce vreți. Este un parfum care mie îmi place foarte mult. Asta înseamnă că eu zic despre mine că sunt o mamăiță. Nu e o jignire, e ceva de bine. Și am și Ilie cu pe mine, adică... Da, este superb parfumul acesta. Este un parfum, am mai zis eu, de o stofă foarte groasă, de un costum, de o piesă din stofă. Da, parfumul ăsta la vremea lui, îmi dau seama că a fost un mare hit. La momentul acesta, o persoană tânără care ar mirosi You To Do, zic o persoană tânără pentru că îmi dau seama că este departe parfumul acesta de ceea ce se poartă la capitolul parfumuri în prezent. Adică dacă îți place Baccarat, nu prea are cum să-ți placă You To Do neapărat. Pentru că sunt în zone total diferite și vorbim despre epoci la an, lumină, distanță. Asta nu înseamnă că n-are cum să nu-ți placă, că nu o să-ți placă by default doar pentru că îți place Baccarat. Deci, cumva îmi dau seama că orice spun se va interpreta și cineva se va ofensa, pentru că oamenii au totul personal, au senzația că eu vorbesc despre ei, dar nici nu vă cunosc pe foarte mulți dintre voi care vă uitați la clip. Că nu vă cunosc, n-am cum să vorbesc despre voi. Faptul că voi vă regăsiți și vă deranjează ce spun eu înseamnă că aveți voi cumva o problemă, că nu vă asumați anumite lucruri, eventual habar n-am, nu sunt psiholog să vă fac eu analiza, că, repet, nu vă cunosc. Eu zic de mine. Mie îmi place You To Do, care, da, este un parfum mamaistic. Că mamaia era adolescentă probabil când s-a lansat parfumul ăsta. Mamaia mea, da? Deci ea, dacă trăia în America, probabil că s-ar fi dat cu You To Do. Și... cred că nici lui mama nu-i place ăsta. Mie îmi place. Este superb. Costum dintr-o stofă de o piesă. Așa pe vintage, clasic, cum erau femeile înainte. Foarte elegante, foarte feminine. Buze roșii, unghii roșii, pe asorte, pe fin, pe elegant. Și You To Do. Este superb. Este superb parfumul acesta. Nu o să intru în note, n-are sens. Le găsiți pe Fragrantica și plus că v-am mai vorbit, sunt aceleași parfumuri pe care le reciclez de fiecare dată. Că nu sunt acum nabab să-mi cumpăr toate parfumurile din lume. Aș vrea. Dar, nu, dacă aș avea așa bănet de bănet, nu mi-aș cumpăra toate parfumurile din lume. Dar mi-aș crea propriul meu parfum, care să fie doar al meu, exclusiv. Că eu am chestia asta, țăcă. Și cred că de asta îmi plac dubioșelele, că sunt altfel față de ce simt în jurul meu pe la toată lumea. Ăsta o să fie un clip super random, vorbim despre parfumuri de iarnă și this is me, You To Do, love it. Și pe ăsta chiar l-am purtat și vara. L-am purtat și vara, e mult pentru vară, e prea mult pentru vară, dar mă, uitați cât de frumos cu fundița asta, deci el așa cumva un trup de femeie, deci foarte frumoasă sticluța, superbă sticluța. Culoarea pe care o are parfumul. Deci este ceva superb și vă spun, cu timpul s-a închis parfumul la culoare. Și vi se pare că este puțin folosit, dar nu este puțin folosit pentru că el este foarte puternic și nu e nevoie de mult. Și este puternic. Este puternic. Și rezistent, nu ultra mega extra rezistent, cum m-aș fi așteptat să fie la modul să-l simt și a doua zi de dimineață, dar este rezistent și puternic și lasă dură și dureri de cap. You To Do. Ăsta o să-l folosesc, sper eu, destul de mult în iarna asta, să vedem, că cumva vreau să trec măcar de jumătate. Am ridicat fundița ca să nu o stric atunci când îl pun în cutie, să trec măcar de jumătate și să, de fapt, nici măcar nu iei jumătatea, da? Să trec de marginea asta, de aici. Da, asta e. Bun, You To Do. Ce trezește în mine parfumul ăsta? O oarecare nostalgie, nu nostalgie, că n-am trăit anii ăia, deci nu știu cum era lumea pe atunci, dar mă duce cu gândul la anii 50, când femeile erau foarte frumoase și foarte elegante, ca aspect pur și simplu. Acum noi
da, altă generație, ne comportăm, ne îmbrăcăm altfel, sunt altele regulile, nu e ca și cum. Sau nu e ca și cum eu nu pot să mă îmbrac sau să trăiesc în stilul ca ținută, da, în stilul anilor 50, că nu îmi pune nimeni nicio piedică, da, nu pot să spun neapărat că vreau să fiu în fiecare zi în două piese. Deși, cumva, o multă perioadă, nu știu cum să spun, o perioadă foarte îndelungată din viața mea, m-am îmbrăcat la elegant, fustă, costum, sacou, chestii de-astea. Adică mai puțin în blugi și nu pot să spun că sunt un mare fan blugi. Mm. Vreau să caut să văd exact când s-a lansat atâta tot, asta mă interesează anul. Warm, spicy, amber, balsamic, woody, powdery, earthy, smoky, sweet, cinnamon. Fix, ăsta e parfumul, hai că v-am citit repede dacă tot am intrat pe Fragrantica. Uite, 53, deci am zis bine cu anii 50. Bun, hai să trecem, cred că ăsta e anii 70, să le luăm într-o oarecare ordine, zic și eu. Opium de la Yves Saint Laurent. Superbitate, o superbitate de parfum. Opium, nu Black Opium, nu alte opium, nu toate flancărele de Black Opium, toate nebuniile, nu sunt pentru mine. Înțeleg, n-am nicio problemă cu ele, vă spun că nu sunt pentru mine personal, nu sunt pe gustul meu, nu mă identific cu acele parfumuri, dar mă identific cu opium. Deci cum miroase parfumul ăsta este ceva de vis, este ceva next level, este cumva Yves Saint Laurent într-o sticluță. Sunt foarte dubios ceea ce am spus, dar cumva nu Yves Saint Laurent, designerul el ca om, ci conceptul Yves Saint Laurent într-o sticluță. Uitați și sticluța. La fel, pare că nu e folosit, dar fiind atât de puternic, nu trebuie să te dai cu 7000 de pufuri. Două sunt suficiente. Hai, două, trei, că eu un pic exagerez cu pufurile, nu zic nu. Da, și am apa de parfum direct, dar găsiți și apa de toaletă, care să zicem că e un pic așa mai soft. Undeva prin toamnă am fost la un târg și am avut ocazia să miros o variantă mai veche a lui Opium, ceva de prin anii 80, zic eu că era, nu știu, habar n-am, poate era anii 70, poate era din anii 90. Faza este că tipa care l-avea la vânzare mi-a spus că a fost al bunicii ei. Și eu doar am mirosit parfumul, era, puteam să-l miros, nu era sigilat, nu nimic, am lăsat să-l miros. Normal că nu m-am dat cu el, mi se părea nepoliticos să mă dau cu parfumul respectiv, din moment ce nu-l cumpăram. Nu era tester acolo să mă dau cu el, dar l-am mirosit și doar pentru că am desfăcut și am mirosit, mi-a rămas mirosul parfumului și pe mâini și în nas toată ziua, doar opium am simțit, deși eu de acasă eram dată cu parfum. Nu mai știu cu ce m-am parfumasem, dar eram dată cu parfumul meu de acasă, nu cu opium, cu altceva. Și faptul că doar am mirosit varianta aia veche a lui opium a acoperit tot și doar asta simțeam, în nas și pe mâini opium. Este superb. Și îmi pare rău că s-a intervenit asupra parfumurilor. Înțeleg pe de-o parte, pe de-altă parte, anumite parfumuri au fost măcelărite. Îmi pare rău, asta este și parfumurile nu mai sunt la fel de persistente cum erau odată. Acele parfumuri care au fost așa de la început făcute să fie persistente. Că avem și alte parfumuri care, na, fiecare cu combinația, cu notele, cu ingredientele, cu etc. Dar unele, cum este Yutiu și Opium, astea strong, super strong. În momentul de față, da, sunt în continuare rezistente, persistente, dar nu mai sunt la nivelul ăla top. În fine, hai să trecem la Poison de la Dior. Poison de toilet, ăsta e anii 80. Hai să vedem Opium când a fost lansat, ia că eu am zis anii 70. Să vedem exact, exact, exact. Hai, Fragrantica, ne mișcăm mai cu talent? Se pare că nu. Foarte prost merge site-ul Fragrantica pe mobil, pe telefonul mobil, da? Deci eu ce am aici este Opium, variantă recentă și da, el a fost lansat în 1977. Da, warm, spicy, amber, woody, balsamic, aromatic, deci superb, superb. Și ce avea tipa era apă de parfum, da, nu era apă de toaletă. Hai să depășim momentul cu Opium, că îl depășisem de fapt, ajunsesem la Poison, ăsta este anii 80. Nu mi-am propus să le iau așa în ordine pe ani, dar dacă tot le-am așa, de ce nu? Că le știu cum au fost lansate. Ăsta, da, 85 Opium, pardon, Poison, Opium, Poison, vedeți, numai pe de-astea sunt. Îmi place la nebunie parfumul acesta, este superb, superb, miroase a magiun de prune, mereu am zis asta și insist că miroase a magiun de prune în cel mai bun mod posibil, cumva, adică nu vă gândiți la ceva dubios.
Este o superbitate de parfum și flori și tot ce vrei și ce nu vrei. Este superb, superb din toate punctele de vedere. Din păcate, persistența lui este una dezamăgitoare, mai ales că vorbim de Dior și de un parfum cu note atât de grele. Da, are un vibe de anii 80, cu siguranță. Tot așa îl văd purtat într-o ținută mai elegantă, dar un elegant de la mai sexy, mai gen Samantha din Sex and the City. Așa, genul ăla, pentru că femeia se îmbraca foarte mișto, dar ea era pe sexy, pe femeie, cum să zic, era pe picioarele ei, era independentă, era hotărâtă, asumată din toate punctele de vedere, cam pe acolo îl duc pe Poison, să vă faceți o imagine. E greu de găsit. Asta, Opium, e prin magazine, You'd Do Nexam, Poison la fel. La Dior nici nu știu ce mai e pe la Dior, la standul Dior este o amintire tristă a lui Dior Addict. M-am și așa, pentru că Dior Addict iar o capodoperă, dar l-au făcut fraiște. Și am avut, era pe parfumul la un moment dat, Dior Addict, varianta 2014, nu știu, variantă mai veche, scria clar pe parfumul Dior Addict 2014, să zic că era 14 sau 13, nu știu, o variantă mai veche. Și am zis, lasă că-l comand, că-l comand și a dispărut pentru că erau câteva bucăți. Dacă nu-l comanzi acum, când îl vezi, se duce, pentru că vă dați seama. Ce acum în magazin nu prea mai are treabă cu Dior Addict, ăla pe care îl foloseam eu acum niște ani și care era mortal, adică superb, 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 un parfum de iarnă splendid. Era acolo cu Alien, la mine astea două au fost o perioadă. Da, Poison-ul foarte frumos, îl ador, e un parfum, n-am cuvinte să-l descriu. Un pic poate și gurmand cu pruna aia, adică te duce cu gândul la ceva așa, delicios, dar și sexy și misterios și intrigant în același timp. Să vin cu o alternativă la Poison, mai exact cu Lulu de la Cacharel, care ăsta a fost lansat în 87, uite, la puțin timp după Poison. Lulu de la Cacharel, pe care îl găsiți la Marionneau, dacă nu știu dacă Marionneau din orașul vostru, dacă aveți Marionneau în orașul vostru și dacă au Lulu, sau poate alte parfumerii, nu știu ce parfumerii sunt așa prin țară, dar eu l-am văzut pe ăsta în Marionneau din Mario Plaza din București și am rămas surprinsă că, wow, este parfumul ăsta la raft într-o parfumerie, pentru că e foarte mișto, foarte, foarte mișto. Eu l-am cumpărat pe nemirosite, n-am avut niciun stres. Mi-a vorbit o tipă care mă urmărește pe Instagram, mi-a vorbit despre el, mi-a zis că îi place foarte mult și mi-a zis de mai multe ori despre parfumul acesta, mi-a atras atenția, l-am căutat pe internet, am văzut ce și cum și am zis ok, hai că mi-l iau și eu că pare interesant. Și este un parfum care seamănă foarte, foarte bine cu Poison de la Dior. La fel, pe acolo, aceleași note, doar că ăsta parcă e un pic mai puțin intens, mai puțin floral decât Poison-ul, mai puțin ca o travă, că așa se traduce Poison, da? Nu Poison, e Poison. Pește horror. Place peștele oricum. Da, e mai puțin otrăvitor decât este Poison. E mai ușor de dus. Dacă pe ăla l-aș purta seara pe Poison, l-aș purta seara în oraș, chiar noaptea de Revelion, pe ăsta l-aș purta de zi cu zi, de exemplu. Pentru că e o variantă un pic mai... Dacă... Uite, Poison este apă de toaletă, ăsta este apă de parfum. Dacă Poison nu ar fi apă de parfum, asta ar fi apa lui de toaletă, dacă are sens ceea ce spun. Foarte frumos, reușit, ușor de purtat din punctul meu de vedere, de zi cu zi. Rezistă foarte bine Lulu, mai bine decât Poison, nu? Rezistă foarte bine. Își păstrează notele comune cu Poison o perioadă de ceva, câteva ore, după care se transformă destul de mult, se duce în ceva poate un pic mai dulceag, aș vrea să spun. Este un parfum interesant. Și am ajuns și la anii 90, Obsession de la Calvin Klein, care și acesta, asta voiam să spun, este foarte, foarte mișto, super rezistent, super rezistent pe piele. L-am purtat și în vară. Acum nu m-am dat de vreo 2-3 ori prin vară cu el, pentru că nu e parfum de vară, nebunești tu și odată cu tine și aia din jurul tău, adică nu e. E foarte puternic, foarte puternic, foarte persistent.
un parfum ambrat, un parfum care nu are așa variații, rămâne cam la fel toată ziua. Nu se schimbă cine știe ce pe piele, cum se schimbă Lulu, că ăla chiar se schimbă pe piele. Opium la fel mi se pare că pe mine rămâne în aceea zonă de la început până la sfârșit și, și Poison-ul cumva și You To Do nu se schimbă la modul că de dimineață când mă dau cu ele este într-un fel și până seara se transformă. Bine, unele nici n-ajung până seara. Unele până seara nu mai sunt, se transformă atât de mult că nu mai există. Transformarea e totală, au dispărut. Nu, deci ăsta e acolo, stați să-l caut. Exact să vă spun anul când s-a lansat. Este 95! Mă chestia se sa. De ce am ținut aminte că e 90 lansat ăsta? Da, nu știu, am greșit-o cu anii, cu anii 90. Așa mi-a rămas în minte că ăsta e din anii 90. De ce? Nu știu să vă spun. Dar el este în 85 lansat. Oricum, e un parfum foarte mișto de iarnă, foarte cald cumva, cald, amber, warm, spicy, woody, foarte cald, care rămâne în aceea zonă pe parcursul întregii zile, nu se schimbă major, aproape deloc, pe pielea mea, persistența este destul de bună, sunt curioasă de varianta lui originală din 85, cum sunt curioasă la toate parfumurile de variantele lor originale, alea de când s-au lansat anii 60-70, nu mai contează, dar ăsta este un hobby extrem de costisitor. Pentru că se găsesc parfumurile astea super, super, super vechi, adică variantele originale, dar costă incredibil de mult. Ori nu dispun de asemenea finanțe. Dacă aș avea banii, i-aș da. Dar nu i-am. Nu știu, să ajung într-un muzeu unde să pot să miros, habar n-am. Astea sunt oricum niște chestii pe care le am eu în cap, nu e ca și cum nu pot să trăiesc dacă nu miros varianta originală, inițială, a lui Obsession sau a lui Opium, pe care oricum cred că am mirosit-o, că nu cred că ăla era prea mult schimbat, cred că era formula inițială pe care l-am mirosit la târg, sau Poison, deci aș vrea să simt Poison-ul, dar nu cred că am șanse prea curând. Da, iar un parfum de iarnă și super accesibil ca preț, la fel și Lulu, deci nu sunt în zona aia de 200-300 de lei, sunt sub. Miroase foarte bine, cumva miroase, adică nu te duce cu gândul la un parfum, hai să zicem, oarecum vintage, 80 și cât am zis, 85. Nu te duce cu gândul la un parfum chiar vintage până la urmă. Are cât de cât un vibe de parfum actual cumva, pentru că și în prezent sunt foarte multe parfumuri de-astea, warm, spicy, amber, lemnoase, se caută parfumurile astea, bine, care sunt trecute prin trandafir, vanilie, etc. Ăsta nu prea e trecut prin, prin trandafir și vanilie. A rămas acolo lemnos, ambrat, picant. Dar un parfum reușit, un parfum care nu seamănă cu ce este în jur, care nici nu te duce cu gândul la ceva vintage, vechi, de 30 plus. Nu știu pe unde îl puteți mirosi, dacă îl mai găsiți pe undeva prin vreo parfumerie. Tot ce mi-am luat, multe dintre ele sunt cumpărate pe nemirosite. Eu m-am bazat pe note și pe faptul că sunt parfumuri dintr-o altă epocă și zic, sigur, or să-mi placă. Și până acum îmi plac toate, vă spun, deci n-am niciun stres cu ele. În fine, hai că am ajuns și la ultimul parfum de iarnă pentru mine. Ce o să intenționez? Ce intenționez eu să folosesc? Pot să vorbesc câteodată da, câteodată nu. Libre de la Yves Saint Laurent, Eau de Parfum Intense. Și știu că este liber. De fiecare dată subliniez chestia asta, pentru că de fiecare dată se trezește cât un academician pe aici să vină să-mi scrie că este nu știu cum, dar nu știu cum. Se pronunță așa, nu așa. Se pronunță că you are annoying. Atâta tot. Și vă trigăruiți mult prea repede de la niște chestii care până la urmă nu sunt chiar atât de importante, că na. Dar voi comentați în continuare. Este superb, 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 superb parfumul ăsta. Lavandă, 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 apoi puțină vanilie și încă niște lavandă și ce mai fi pe acolo, treaba lui, că eu în afară de lavandă și vanilie, mare lucru nu prea simt prin parfumul ăsta, dar este ceva superb, adică nu vă gândiți că e, ai luat puțină lavandă, puțină vanilie, le-ai combinat într-un bol și ăsta e parfumul. Nu, este ceva superb, libre, singurul parfum dintre parfumurile noi care îmi place. Este un parfum pe care eu de câte ori l-am purtat, de fiecare dată când l-am purtat, am fost întrebată ce folosești, cu ce te-ai dat.
Este un parfum care îmi dau seama că lasă dâră. Da, dâră. Lași după tine, ca o trenă. Dar eu aici am o chestie cu Libre, pentru că îmi place foarte mult și aș vrea să-l simt și eu pe mine. Eu pe mine nu prea-l simt, dar este clar că se simte în jur. Adică eu nu-l mai simt că are așa o proiecție că se duce pe la alții și nu prea mai rămâne și pe la mine parfumul. Deci eu de mirosit miros, dar eu nu prea-l simt pe mine, dar alții îmi simt mie parfumul. Deci cumva ar trebui să nu exagerez cu el, pentru că chiar dacă eu nu-l simt cine știe ce, se simte în jur. Și da, poate deveni deranjant, adică lavanda asta nu e chiar tolerată perfect de toată lumea, că n-are cum să fie, totuși e așa. Nici mie nu-mi plăcea într-o perioadă lavanda, chiar și cred că am menționat asta și prin clipurile mele, că nu prea îmi place mirosul de lavandă și așa a fost. La un moment dat, păi, nu înțelegeam care e faza cu lavanda, nu-mi plăcea mirosul de lavandă, ori am dat eu peste niște cosmetice care aveau ceva, un miros dubios, mi-a trecut, să zic așa, chestia asta cu nu-mi place lavanda în momentul în care am dat peste o cremă de corp de la Herbagen, care era cu lavandă și care mirosea excepțional de bine. Și uite, poate ar trebui să caut iar crema aia să văd cum mi se mai pare acum. Dar țin minte exact că de la crema aia mi-a trecut cu că nu-mi place lavanda. Spuneți-mi voi dacă aveți așa parfum de iarnă, ce folosiți? Acum, na, ar mai fi parfumuri pe care aș putea să le menționez, pe care nu le mai am, le-am avut, cum ar fi Kenzo Jungle, de exemplu, care este un parfum de iarnă excepțional, care am văzut că nu prea se mai găsește, apropo, deci alertă pentru pasionații de Kenzo Jungle. Am parfumuri pe care le folosesc cu măsură pentru că nu se mai găsesc și eu nu vreau să termin parfumurile alea. Pur și simplu mă dau cu ele așa la o ocazie specială. Pe de altă parte, ar trebui să le folosesc totuși până la un punct și de la punctul ăla în jos să le pun la ocazii speciale, care tot așa ar intra la parfum de iarnă. Da, sunt mai multe, dar în principiu cam pe astea pe care vi le-am arătat, nu știu câte sunt la număr, pe astea aș vrea să le folosesc în această iarnă și să sperăm că reușesc să folosesc din ele cât să se vadă că le-am folosit, cât să consider că sunt acolo spre empties, între ghilimele, că știți că îmi place să mai păstrez prin parfum câte puțin, mai ales că, uite, pe YouTube nu cred că o să mi-l recumpăr. L-am avut odată, e ok, îmi place, dar nu o să devin acum parfumul vieții mele. Așa că o să mă dau cu el ce o să mă dau și de la un punct încolo o să las în sticluță parfumul, așa ca să-l am dacă mi se face dor de el la un moment dat. Da, am încheiat. Spuneți-mi în comentarii părerea voastră și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul Chicken Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!